Fostul vicepreședinte al clubului sportiv Pandurii Lignitul Târgu Jiu a participat astăzi la confruntarea cu angajații firmei Edenred. Acesta a dat declarații în dosarul în care este cercetat alături de Marin Condescu pentru comiterea în formă continuată a infracțiunii de complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și uz de fals. Acuzația procurorilor este că în data de 29 septembrie 2011, Marin Condescu, în calitate de președinte al clubului sportiv Pandurii Târgu Jiu, ar fi folosit un alt înscris fals intitulat contract de cesiune, în baza căruia a obținut de la Societatea Națională a Lignitului Oltenia efectuarea unei plăți nelegale în sumă de peste 1.600.000 de lei, reprezentând tranșa a doua a plății eșalonate a etichetelor cadou aferente zilei minerului, înscrisul fiind înaintat la Societatea Națională a Lignitului de către Viorel Temelescu, în baza acestuia efectuându-se plăți în cuantum de peste 1.600.000 de lei. În urma acestei plăți nelegale, clubul sportiv Pandurii Lignitul Târgu Jiu a beneficiat în mod necuvenit de suma de 1.603.933 lei. Sumă de bani care trebuia să fie încasată de prestatorul de servicii al SNL Oltenia, respectiv de SC Edenred România SRL București. Ulterior, după data depistării de către reprezentanții SC Edenred România SRL București a plății ilegale, respectiv în luna august 2012, Condescu Marin, în calitate de președinte al clubului sportiv Pandurii Lignitul Târgu Jiu, a achitat către această societate comercială eșalonată în perioada 5 septembrie 2012 22 iulie 2013 în 5 tranșe diferite suma totală de 1.603.933 de lei, restituind astfel suma încasată necuvenit, a anunțat procurorul de caz. Anchetatorii vor efectua percheziții informatice și asta pentru că, potrivit unor surse, Viorel Temelescu ar fi declarat că a purtat corespondență pe e-mail cu angajații Edenred, care susțin că nu le aparține ștampila de pe contract.